Suntem într-o perioadă plină de semnificații și cu mare încărcătură emoțională pentru creștinii ortodoxi. Este sâmbăta dinaintea floriilor, numită și sâmbăta lui Lazar, o zi care a rămas în tradiția creștină drept simbolul învierii viitoare a omenirii. De aceea astăzi se fac pomeniri pentru sufletele celor trecuți în neființă. Teologul Marius Ciulu este alături de mine în platou. Îi mulțumesc foarte mult pentru asta. Bună ziua, bine ați venit! Sărmina, mulțumesc de invitație! Îmi aduc aminte cu neplăcere, mărturisesc, de un filmuleț care circula la un moment dat pe internet, în care niște oameni întrebau alți oameni care e diferența între Paște și Crăciun. Am auzit un răspuns care m-a bulversat cel puțin. De Paște se mănâncă miel, de Crăciun se mănâncă porc. Un alt răspuns la întrebarea de ce se vopsesc în roșu ouăle de Paște a fost: domne, asta e ceva rămas de pe vremea comuniștilor, n-ar trebui să mai facem chestia asta. Sunt foarte mulți oameni care respectă niște tradiții, fac niște lucruri, fără să știe de ce o fac. Desigur, da, iar în cazul filmurețelor de care ați pomenit, trebuie să fim conștienți că în mare parte le sunt postate și în mod tendențios. Probabil din 200 de persoane întrebate au fost două persoane care nu au știut răspunsul și tocmai acele răspunsuri. Sigur că au fost scoși din context și au exact. Fost scoși exact cei de care oamenii aveau să râdă, dar ei există. Există și asta ține mai degrabă de dubla conotație a tradițiilor sau dubla lor origine, dublul lor simbol. Pe de-o parte avem un simbol religios care stă la baza lor și pe de altă parte vorbim de o încărcătură pe care biserica o numește paraliturgică. Spre exemplu, poate cea mai cunoscută tradiție legată de Duminica Florilor este de Duminica Florilor numită popular așa pentru că biserica numește sărbătoarea drept intrarea Domnului în Ierusalim. Ține de folosirea acestor ramuri de salcie la noi, de finic în zona orientală. Iar în zona de sud a României ele sunt salcie, în zona Bucovinei se folosește răchita. Ah, nu știam. Da, pentru că fiind o zonă geografică diferită decât cea de sud, salciile înfloresc mai târziu acolo. Uh-huh. Și atunci nu ar putea fi folosite. Și venim cu salcia binecuvântată de la biserică și am văzut în casa în care am crescut că se fac coronițe și se pun la icoane. Da, este un mod de a păstra această salcie binecuvântată într-un loc sacru al casei, în altarul de acasă. Acum, revenind la ce spuneam legat de acest simbolism al sărbătorii și tot ceea ce înseamnă, Duminica Florilor este strâns legată cultic de ziua de astăzi. Pentru că astăzi, cum ați spus în introducerea acestui segment, Sâmbăta lui Lazar este cea care într-adevăr prefigurează învierea Domnului de peste o săptămână. El, Mântuitorul Hristos, astăzi, în urmă cu 2000 de ani astăzi, era la prietenul său din Betania, un sat foarte aproape de Ierusalim, învindu-l pe acesta din morți la 4 zile după ce el a murit. În același timp, mulțimile aflate la Ierusalim pentru sărbarea Paștelui Iudaic au aflat de această minune. Ele au venit, au auzit, au venit să-l vadă pe Mântuitorul și pe Lazar înviat din morți, iar a doua zi când Mântuitorul a venit spre Ierusalim, tocmai pentru sărbarea Paștilor Iudaic, era aclamat de mulțimi. De aceleași mulțimi care peste câteva zile îl vor condamna la moarte prin răstignire. E un dinamism fantastic în toată această perioadă de o săptămână care ne duce, iată, de la perioada de post de 40 de zile, în săptămâna patimilor, care este o săptămână a unui un timp mult mai sfințitor pentru noi, pentru că apoi să biruim împreună cu Mântuitorul moartea, a ajunge la această înviere de obște. Iar de aceea învierea și Paștele sunt cele mai mari sărbători ale creștinătății. Fundamentul creștinismului. Aș vrea să vă întreb însă și niște lucruri mai lumești la care cu siguranță că se gândesc cei care ne privesc acum. Cine se poate sărbători? Se poate sărbători oricine, teoretic, dar practic. Cine se sărbătorește de flori? Pentru că pe mine m-a sunat acum mulți ani sora, una dintre surorile bunicii mele, să-mi spună la mulți ani de flori. Și eu n-am știut că de flori, săraca, uita când e ziua mea. Evident că asta m-am gândit întâi. Dar de ce la mulți ani? Uite, cheamă Laura, sunt floriile. Ah, nu mă gândisem. Ok. Într-o vreme se spunea la mulți ani doar celor care se numesc Florin, Florina, Floriana și așa mai departe. Mai târziu toți cei cu nume de floare. Cum e? În tradiție, toți cei care poartă nume de floare pot fi sărbătoriți, se pot sărbători acum, tocmai ca o împropriere a acestei intrări triumfale, dar și smerite a Mântuitorului în Ierusalim. Păstrăm smerenia Mântuitorului în sufletele noastre pentru ca peste 3-4 zile, în săptămâna patimilor, să nu îl condamnăm la răstignire prin păcatele noastre. E un semn de smerenie pe care noi nu o asumăm împreună cu Mântuitorul. Și atunci, bucuria acestei intrări triumfale, dar și smerite,
se întipărește în sufletele noastre. Mulțumesc foarte mult!